UTA a pierdut primul amical de la Rogla cu scorul de 1-2, dar secundul lui Rednic, Sorin Rădoi, susține că au fost destul de multe aspecte pozitive în jocul echipei arădene. Acesta a vorbit și despre minusul de la golul luat din fază fixă, dar a ținut să sublinieze în mai multe rânduri faptul că perioada de încărcare din Slovenia este una solicitantă pentru fotbaliști. UTA va intra din nou pe gazon pentru un nou amical vineri, 28 iunie, împotriva altor bosnieci, FC Sarajevo. A fost un prim test pentru noi foarte bun, foarte bine venit. Venim după o perioadă unde am avut două antrenamente, unde intensitatea jucătorilor este destul de mare, dar suntem mulțumiți pentru că am observat și destul de multe aspecte pozitive și tot ceea ce nu am reușit în acest meci, cu siguranță vom avea timp în perioada următoare să lucrăm și cu siguranță vom remedia tot ceea ce se întâmplă în aceste jocuri amicale. Minusuri și plusuri? V-am spus și puțin mai devreme, foarte multe lucruri pozitive. Ne bucurăm că am putut să-i vedem la lucru pe toți jucătorii.